Trebuie să-mi cer scuze pentru întârziere. Are un... Tu n-ai întârziat deloc, ai ajuns la fix. Prezentarea ta era la fix. Exact, de-aia nici nu am cer scuze pentru întârziere. În prezent, eu lucrez pe postul de coordonator al echipei de web portal PCR și în tot ce se spune despre bancheri, că ei câștigă foarte mult pentru o muncă invers proporțională, iată că totuși uneori se întâmplă să mai fim și prinși la birou până târziu. Așadar, mulțumesc Ionuț pentru introducere. Să zic, am venit să vorbesc astăzi despre un pic din ceea ce fac eu, și anume SEO. Mi-a făcut și desktop-ul, deci a putut să-mi evaluați un pic maturitatea. Am venit cu laptopul, am venit fără stick, m-am prezentat într-un mod foarte profesionist. În primul rând, aș dori să vă gândiți un pic la această imagine și să-mi spuneți dacă vedeți vreo diferență între aceste trei personaje și care ar fi aceea. Al treia are șapcă, într-adevăr, o diferență destul de corectă. Nu ați zis, dar tot trebuie să vedeți o șapcă acolo. Altă diferență? Una e al negru. Una e al negru, pentru că e mai veche. Ce diferență ai? Corect, cel din mijloc este fictiv. Care este următoarele? Bun, deci, tot cei trei... Cel din mijloc are nume. Și anume fictiv. Toți trei sunt pirați. Cel din mijloc este fictiv, cel din stânga, pe care putem cunoaște cu numele de barbă neagră, Blackbeard, Edward Teach, pe numele adevărat, a fost un pirat, a dat ajutat cuvântului, iar cel din dreapta, Henry Morgan, a fost un corsar. Nu știu cât din sală, nu știu distinția între corsar sau pirat, și pirat, eu o să spun oricum, piratul este ceea ce știm cu toții din filmele cu pirat, și anume un... bandit al mărilor care tradă bază și așa mai departe. Un corsar este fix același lucru, doar că este sub contract cu o mare putere navală, și anume Franța, Portugalia și așa mai departe. Deci un corsar este fix un pirat, doar că e băiatul bun pentru care contractul care trebuie. Și în acest sens văd eu lumea SEO și pe mine implicit. Eu mă văd pe mine ca fiind un corsar, de acolo și supranumele pe care eu deja strânge din dinți, cred că îi se pare ceva sinistru că am făcut această afirmație și paralela foarte periculoasă cu pirateria. Dar totuși, asta văd eu a fi SEO, pentru că până la urmă, noi cu toții... Cât timp ai zis, numai îmi cer scuze, cât timp ai zis numai lumea SEO e ok, dacă ești și lumea SEO și pe PC erau... Nu, lumea SEO, da, deci nu. Așa. Da, deci eu ne văd pe noi ca fiind într-adevăr împărțit, în pirat și corsar. Piratii sunt cei care o fac fără comisionare, deci care sunt practic, să spunem așa, aș folosi termenul freelancer, dar mi-am dat seama că este jignitor, deci nu vreau să-i freelancer SEO. Ci cei care sunt practic o fac după ureche, în primul rând, o fac pentru că așa o zic e bine și că se poate, iar corsarii sunt ceilalți care într-adevăr și-au făcut o meserie din asta și care o fac în mod profesionist. Acum, de ce este importantă pentru mine analogia? Pentru că până la urmă, la început a fost spam. Adică, la originile internetului, a stat până la urmă manipularea, a originele optimizării motorului de căutare, a stat practic manipularea algoritmului motorului de căutare într-un mod, să spunem așa, ilegal și haotic. Și anume, la început, în Web 1.0, am avut practic încercări naive, spam, IP delivery, tactici nu tocmai ortodoxe. Apoi a venit Web 2.0, care a cunoscut o popularitate imensă a lumii SEO și a început prin toată lumea să apară optimizatori, SEO-iști, SEO specialist, nu știu cum să le spun, ca o groază de nume, dar profesioniști adevărate domeniului care au făcut, într-adevăr, din acest domeniu
unul serios, să spunem așa, și unul care atrage atenția tuturor marilor companii, nu doar micilor întreprinzători care vor să manipuleze algoritmul Google. Iar ce ne rezervă viitorul, n-aș ști să vă spun, putem face predicții, dar cred că asta e subiectul unei alte prezentări. Așadar, la început a fost spam, am trecut aici în revistă câteva metode de black hat, câteva metode ilegale de SEO care la început chiar aveau efect. Majoritatea dintre acestea sunt astăzi banate de către motoarele de căutare și este foarte bine că este așa, pentru că banarea acestor practici a adus practic la lumină profesioniști adevărați, oameni care pot face optimizare pentru motoarele de căutare în termenii înscriși în terms and conditions ale motorilor de căutare și o pot face în mod eficient. Evident, nu vreau să înțelegeți din asta că toate acele, din acolada mea, că toate acele tactici fac parte din SEO sau duc către SEO, nu. Și este doar o... E greșit că l-am încercat. Eu n-am făcut niciodată. Cum ați spus? Eu n-am făcut niciodată. Deci cum am făcut pe ce, nu? Acum nici mai pot să te faci. Acum e prea târziu, este mult prea târziu. Pentru că astăzi, într-adevăr, este tot ceea ce numim noi în partea de grafă acolo, ca fiind SEO. Cât de puțin din ce fac eu, analiză, strategie, on-site și off-site sau link building. La toate aceste rubrici veți vedea trecut un rând cu Web Analytics. Nu este o greșeală, sau poate este și eu acum încerc o greșeală, nu o să fac niciodată chestia asta. Eu sunt într-adevăr obsedat de Web Analytics. Cred că metricii pe care îi dăm un sistem de Web Analytics trebuie urmăriți la fiecare nivel și interpretarea lor trebuie perfecționată pe măsură ce avansăm și că această perfecționare este un proces continuu și că, practic, în orice nivel al campaniei noastre de SEO trebuie să consultăm, fie că vorbim de Google Analytics, de Omnichannel, de Yahoo sau așa mai departe, trebuie să consultăm acest sistem de Google Analytics și să profităm de ceea ce ne spune el la maxim, pentru că, până la urmă, el este principalul tool care ne spune ce se întâmplă pe site-ul nostru și ce fac utilizatorii pe site-ul nostru. Așadar, la nivel de analiză, practic, acoperim toată area, atât competitor, cât și site propriu, cât și ranking, cum vedeți, analiză de SERP, trenduri și mai departe. La nivel de strategie, îmi place foarte mult să lucrez pe strategie, îmi place foarte mult să gândesc ce se întâmplă pe un site, să fac strategii de ranking și de content și să-l urmăresc în timp, evoluția. De asemenea, îmi place foarte mult on-site, unde trebuie să recunosc, aici de obicei îmi place să lucrez cu copywriter, pentru că la partea de content nu este punctul meu forte. Eu îmi pricep mult mai bine la partea tehnică. Mă pricep de asemenea să înțeleg cum este creat contentul și să îl îmbunătățesc, dar nu la nivel de creație. Iar pe partea de link building, într-adevăr, am ajuns la nivelul în care coordonez și am coordonat mai multe echipe de link builder profesioniști, dar în continuare îmi urmăresc singur mâinile, cum spun în română, get my hands dirty, cu munca de link building, pentru că este un îmi place să fiu foarte hands-on și îmi place să urmăresc punctual procesul de creare de link-uri. Știu că nu mai am mult timp. Am întrebat. Da? Consider article submission și link willing de o white test? Da. Erau pe slide-ul trecut că aia nu e bine. Nu, dacă... erau automated. Atenție. Link willing, dacă este făcut într-un mod inteligent, și anume, creez mai multe site-uri cu content relevant și util, este foarte eficient și este foarte chiar indicat. Dar nu este natural. Nu este natural, de acord, dar contentul este în continuare relevant, care este până la urmă prima presupoziție a codexului, sau mai degrabă prima lege a codexului Google, ca acel content să fie relevant.
Da? Bun, nu știu cât se vede, ca să nu vin aici doar să povestesc despre mine, m-am gândit să vă dau câteva goodies, câteva takeaways. Bănuiesc că multe dintre acestea le știți deja, dar după cum v-am spus să nu vin chiar cu mâna goală. Acesta este luat din reportul anual SEOMOZ despre factorii de ranking ai Google. Acestea sunt principalele elemente, principalii factori pe care motorul de căutare Google ia în considerare atunci când stabilește valoarea, ranking-ul, pardon, pe anumite cuvinte cheie, așa cum le-au dedus specialiștii SEO din toată lumea care au contribuit la elaborarea acestui acestui studiu. Acest live-ul studiu complet îl puteți găsi pe site-ul SEOMOZ, prin arhive pe internet, sau dacă vreți, îmi puteți scrie pe adresa mea de mail pe care să vă afișez și vi-l primit eu, fără niciun fel de problemă. E bianual. Câteva tool-uri pe care le recomand căldură. Eu sunt fanatic Firefox, deci în discuta Firefox, Internet Explorer, Chrome nu există, pentru mine nu există discuție, Firefox este... Mi-am scăpat. Avem comandă de la Google Instagram? Am gândit eu foarte puternic, da. Eu sunt fan Chrome. Nu avem, avem cu sigur oameni de la Google Instagram, ei știu că au niște... Da, nu, e tot evident pentru mine. Deci da, Firefox este browserul pe care îl prefer, pur și simplu din cauza tool-urilor. Știu toate argumentele împotrivă, dar nu am găsit un browser care să aibă o colecție de interesante de tool-uri cum este acesta, printre care Search Status, care este din punctul meu de vedere punctul 0 al unei campanii SEO, adică fără el nu cred că aș putea trăi. SEO Quake, din nou un tool foarte, foarte, foarte util pentru research. Din un Length Loose, este un tool cu o icoană grotescă, dar este foarte util pentru descoperirea foarte rapidă a tuturor link-urilor defecte de pe un site. Și când ai de lucru cu un site gigantuit, cum este să spunem site-ul BCR, este foarte util acest tool. Și altul, Link Diagnosis, într-adevăr, din nou un tool foarte util pentru campaniile de link building. Ultimul pe listă nu l-ați văzut. Și cam asta a fost. Acum în încheiere, pentru cine interesează, special pentru cei care au participat la lumea SEO pe PC, dacă îmi scriu pe adresa coria.neagu@seo-org.com și, mă rog, îmi dau niște detalii despre site-ul și mai departe, ofer un audit de site gratis, fără niciun fel de cost, plus câteva recomandări. Mai spune o dată adresa. coria.neagu@seo-wolf.com. Ok, deci pentru cine e curios, notați adresa și trimiteți-i... Într-adevăr, am scris-o în mod semi-în 4 costuri și tot nu se vede. Nu prea se vede, nu. Nu am mie că s-a întâmplat, vă mulțumesc. Mulțumim mult!